Prietenii și familia fostului vicepreședinte al Consiliului Județean Olt din perioada 2004-2008, Gheorghe Buică, au rămas consternați la aflarea veștii că acesta s-a sinucis. Ei nu-și explică motivul pentru care fostul politician a decis să-și încheie socotelile cu viața. Sunt pur și simplu șocată de ce am auzit. M-a sunat o prietenă și mi-a spus, nu mi-a venit să cred. Pentru mine a fost un șoc primirea acestei vești în cursul zilei de astăzi, o zi de sărbătoare. Am fost adevărat colegi de partid foarte multă vreme, el a fost și vicepreședinte la Consiliul Județean timp de 4 ani, a avut o contribuție însemnată la dezvoltarea județului, ca să zic așa, pentru că eram foarte apropiați. Sinuciderea a fost anunțată la 112 de către un angajat al firmei deținute de fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Olt. Echipajul Serviciului Județean de Ambulanță sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva. Ea a decedat, din păcate, nu s-a putut face nimic. Trecuse cel puțin 60 de minute sau chiar 2 ore de la deces. Din primele cercetări s-a stabilit că fostul vicepreședinte și-a pus capăt zilelor în mod voluntar. Cadavrul nu prezintă urme de violență, nefiind suspiciuni de omor. În cauză s-a dispus efectuarea necropsiei în vederea stabilirii cu exactitatea cauzei decesului. Gheorghe Buică s-a aflat pentru o scurtă perioadă după plecarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean la conducerea companiei de apă Olt. El este cel care a semnat contractul dintre operatorul de apă din Olt și firma tehnologică Radion, contract luat la bani mărunți de DNA, în care a fost reținut fostul ministru al finanțelor Darius Vâlcov.